Bună, dragi prieteni, și bine v-am regăsit. Cum spuneam, am intrat în capitolul patologiei venoase. Venoase limfatice, o să vedem. Tema de astăzi este una foarte provocatoare. Foarte, foarte provocatoare și atât pentru corpul medical, cu preocupări în domeniul patologiei venoase, intervenții chirurgicale, mai mult sau mai puțin sofisticate, cum o să vedem, dar mai ales pentru pacienți. Pentru că se referă la o temă largă, generală, și anume despre varicele membrilor inferioare. O să spuneți ce mai are de spus un doctor și internist pe deasupra despre varice. La urmă, specialitatea chirurgilor, mai nouă chirurgiei vasculare, poate chiar a esteticienilor. Unii dintre ei chiar au o experiență deosebită în tratamentul modern, să zicem, cu laser, cu tehnici sofisticate. Tema pe care eu vă propun astăzi este una pe care cu siguranță niciun doctor n-ar vrea să o asculte. Și probabil mulți dintre pacienți au trecut prin experiența similară subiectului pe care eu îl abordez astăzi, și anume recurența bolii varicoase. Am numit-o spaima chirurgilor și nu numai, adică pacienților, probabil, care își doresc o intervenție chirurgicală în boala varicoasă. Pentru aceasta am solicitat sprijinul colegului și prietenului meu, colaboratorului meu, doctor Cristian Seloși, cu o vastă experiență în chirurgia generală, dar și mai ales în chirurgia vasculară și în boala varicoasă. Și chiar am avut o discuție cu domnia sa și mi-a spus, vezi că te bagi pe un teren foarte periculos, o să superi mulți doctori. Bun, n-ar fi prima dată că supăr eu pe unii și pe alții, dar înainte de toate, cred că trebuie să fim corecți unii cu alții și să spunem pacienților noștri întotdeauna, când le propunem o anumită metodă terapeutică, la ce să se aștepte. Și partea frumoasă, luminoasă a lunii, dar și partea întunecată a lunii. Există întotdeauna și o parte întunecată sau un revers al medaliei. Haideți să trecem la subiectul sine și cum l-am imaginat eu de data aceasta, doctorii ar spune o prezentare de caz. Nu, mie nu-mi place termenul ăsta de caz, pentru că fiecare pacient este un om și nu este un caz. Poate să fie un caz doar în limbaj medical, dar eu astăzi am să vorbesc despre oameni și despre problemele lor, despre patologia venoasă, vasculară, varice și nici de cum despre un simplu caz, ci despre un scenariu. Am zis eu un mic scenariu, dar nu este deloc mic, cum o să vedem. Pentru că el, de fapt, este o realitate cu care ne confruntăm destul de frecvent în practica de zi cu zi. Este vorba despre Maria, în vârstă de 37 de ani, cu varice ale membrilor inferioare, apărute încă de la prima sarcină, în urmă cu peste 10 ani. După a doua sarcină, varicele s-au dezvoltat mult mai mult. Ele au devenit mult mai voluminoase, chiar mai extinse, pe o suprafață mai mare, la nivelul membrilor inferioare. În situația asta, Maria se adresează unui medic cu specialitatea chirurgie vasculară, fiind, evident, deranjată de simptomatologie. Senzație de arsură, de crampe la nivelul gambelor, mai ales în timpul nopții, umflarea picioarelor după o zi întreagă de muncă, având și o profesie care solicită foarte mult ortostatism. Maria intră în cabinet, cabinetul medicului, evident, în speranța că va găsi acolo salvarea, un tratament minune pentru problemele cu care dânsa se confruntă. Medicul o consultă, normal, îi recomandă, prima intenție, un examen Doppler. De ce? Pentru a studia mai bine aspectul circulației venoase. Are sau nu are, a avut sau nu a avut vreodată cheaguri, trombi, cât sunt de dilatate varicele, cât sunt de dilatate venele safene. Practic, examinarea Doppler confirmă ulterior ce știa medicul chirurg
încă în momentul consultației. Anume, Maria prezenta varice voluminoase, netrombozate, deci fără cheagă. În plus, examinarea Doppler demonstrează existența unui reflux sever în vena safenă mare. Haideți să reamintim puțin, două, trei noțiuni de anatomie. La nivelul membrului inferior există vena safenă mare care drenează sângele de pe partea internă a piciorului până sus la nivel inghinal, vărsându-se în vena femorală comună, chiar sub ligamentul inghinal. Pe partea posterioară a gambei se află vena safenă mică care se varsă în vena popliteei, deci în spatele genunchiului mai. Pe românește și pe înțelesul multora. Ce înseamnă reflux sever? În primul rând, refluxul este ceea ce examinarea Doppler este, de fapt, una dintre metodele mai actuale, așa cum moderne, care se poate identifica refluxul venos. Așa cum vedeți în această imagine, printr-o examinare cu pacientul în poziție verticală, în ortostatic, spunem noi, se vizualizează trunchiul venei safene, eventuale varicele și colateralele acestora și prin diverse manevre, una dintre ele fiind faptul că cu o mână strânge gamba pacientului, medicul respectiv, iar cu cealaltă, cum vedeți, ține sonda de la ecograf, privirea spre monitorul ecografului, unde se vizualizează o undă lungă, ca un șuierat, în momentul decompresiei, adică a contracției și a relaxării. Practic, de ce se face această manevră? Pentru că ea imită, într-un fel, ce se întâmplă în timpul deplasării noastre, în timpul mersului. Mușchii gambei se contractă și ei funcționează ca o pompă musculară, chiar așa se cheamă, împingând sângele venos în sus. Deci, practic, noi, prin manevra de a face constricția musculaturii gambei, declanșăm un efect de pompă musculară sistolică, exact cum se întâmplă la inimă. Contracție sistolă, relaxare diastolă. Practic, în timpul relaxării, deci când a luat mâna de pe gamba pacientului, nu ar trebui să avem nicio undă pe examenul ecografic, în mod normal. Dar dacă această undă apare, se aude și zgomotul ei, cum spuneam, ca un șuierat de vânt, atunci acela este refluxul venos sau valvular. De ce? Pentru că valvele care sunt în serie și împing ca niște căreuși sângele antigravitațional, deci de jos în sus, unele dintre ele nu funcționează. Orică valva e dilatată, orică vena e dilatată, mă scuzați, orică valvele au o problemă de funcționalitate, ori unele dintre ele chiar pot să lipsească. Congenital vorbind. În orice caz, acest reflux generează acumulare de sânge în porțiunile inferioare ale piciorului, crește presiunea din sistemul venos, ceea ce declanșează principalul mecanism fiziopatologic, spun doctorii, și anume hipertensiunea venoasă ambulatorie cronică. Asta este termenul corect. Și această hipertensiune venoasă ambulatorie este principala cauză a formării și apariției bolii venoase cronice și a complicațiilor sale până la insuficiența venoasă și ulterior stadiile cele mai avansate, ulcerul venos. Cu aceste informații extrem de scurte, să le numesc așa, doar pe înțelesul publicului larg, despre rolul ecografiei Doppler în boala venoasă cronică și evidențierea refluxului venos, în cuantificarea lui, pentru a vedea cât este de sever, cât de mult contează în ecuația asta hemodinamică a producerii bolii venoase. Medicul îi propune Mariei, în prima etapă, ca și soluție terapeutică, atenție, ciorapul elastic, compresiv, adică o contenție elastică. Este de mai multe grade de contenție, de severitatea contenției, să spunem așa. Rolul acestei contenții este tocmai de a învinge din exterior o presiune mare din interiorul gambei, respectiv sistemului venos, evident.
astfel încât să combatem creșterea aceasta presiunii venoase ambulatorii cu o altă presiune care să vină dinspre exterior. De aceea acești ciorapi elastici nu realizează o presiune egală de la nivelul gambei până la nivelul coapsei, ci presiunea este mult mai mare în zona gleznei și scade ușor progresiv pe măsură ce urcăm spre regiunea inghinală. Deci cam asta cu ciorapii elastici, ei sunt, de, cum spuneam, de 3 grade, 1, 2 și 3, 3 se folosește de regulă pentru pacienții cu ulcer venos drenant, 2 în general pentru boala venoasă cronică complicată cu varice sau mai rar câteodată și post-episod acut de tromoflebită, iar gradul 1 pentru formele, să zicem, mai ușoare de boală venoasă cronică. În sfârșit, la alegerea acestui grad de contenție contribuie foarte mulți factori. Prezența obezității, a unor afecțiuni articulare, o artroză, coxartroză, care limitează mobilitatea pacientului, o celulită cronică, mă refer în primul la cea adipoasă, și mulți și mulți alți factori pe care medicul curant îi ia întotdeauna în considerare atunci când recomandă contenția elastică și, cum spuneam, contextul patologic venos la care este făcută recomandarea. Pe lângă acesta, medicul nostru recomandă Mariei și un tratament venotonic, înainte se numea flebotonic, adică o serie de medicamente cu niște principii, de cele mai multe ori naturiste, care au rolul și care și-au demonstrat eficiența în diverse studii de-a lungul timpului în a fortifica, să numesc așa, peretele venos, care nu este întotdeauna unul de bună calitate. De cele mai multe ori, în varice, peretele venos nu este deloc unul de foarte bună calitate, ceea ce privește conținutul în colagenul, elastină și alte fibre elastice. Bun. În plus, pe lângă acest tratament, ia în considerare și prevenția unor eventuale cheaguri care s-ar putea forma atât în trunchiul venei safene, dar mai cu seamă în aceste pungi varicoase pe care pacienta noastră, Maria, le-a prezentat și motiv pentru care a solicitat și consultul medical. Așa, într-o selecție absolut aleatorie, am arătat în acest slide ideea de contenție, de medicație antitrombotică și de medicație verotonică. Îmi cer scuze, dar lista lor este una impresionant de mare și nici n-ar fi avut loc într-o singură prezentare. Nu am avut niciun interes personal sau, nu știu, profesional sau de altă natură financiară în alegerea acestor medicamente pe care vi le-am prezentat aici. N-a fost scopul să le fac reclamă, ci mai degrabă doar de a arăta ideea de a folosi atât contenția elastică, cât și medicația venotonică, dar mai ales o medicație antitrombotică și eventual chiar cu un efect favorabil pe peretele venos. Ce se întâmplă după 3 luni de tratament? Maria revine la control, așa cum a fost recomandată sau cu recomandarea de către medicul curat. Era, în general, relativ mulțumită, simptomele s-au mai ameliorat considerabil, totuși, spre dezamăgirea ei, venele varicoase erau tot acolo. N-aveau cum să dispară. Maria este pe punctul să ia, totuși, decizia majoră. Vrea să se opereze. Totuși, are o reținere. Când vine la control, îi cere medicului o programare pentru operație. Nu mai poate suporta să uite mereu în oglindă să-și vadă picioarele atât de urâte. Haideți să auzim ce spune Maria. Domnule doctor, gata. M-am hotărât să mă operez. Vin unde spuneți dumneavoastră, la spital de stat sau în privat, dar vreau, dacă se poate, să mă operați cu laser indiferent cât mă costă. Nu v-am spus asta, dar nici nu mi-ați întrebat. Vă spun acum. Eu moștenesc varicele astea nesuferite de la mama mea. După cea de-a doua naștere au crescut enorm de mult și mă deranjează. Nu le mai suport. Despre stat la plajă, ce să vă mai spun?
Mi-e rușine de cum arată picioarele mele la vârsta mea. Vară, iarnă, eu umblu numai în pantaloni. Eu vreau să mă operez. Vă repet. Nu contează cât mă costă. Totuși, vreau să fiți sinceri cu mine și să-mi spuneți adevărul. Dacă mă operez, îmi apar din nou varice pe picioare. Știți de ce vă întreb? Pentru că și mama mea s-a operat în tinerețe și după vreun an au început să-i apară din nou, iar acum picioarele ei sunt pline de varice. Și credeți-mă că s-a operat la un doctor renumit. Dumneavoastră îmi garantați că după ce mă operați nu mai îmi reapar. Că peste un timp, nu știu cât să zic, 2, 3, 5 ani, va trebui să vin să mă operați din nou. Eu știu că boala asta este moștenire de familie, dar mă gândesc așa, în sinea mea, că, dacă mă operați cu laser, sau, știu eu prin ce altă metodă modernă apărută între timp, poate nu mai reapar. Și acum, la finalul emisiunii, întrebarea de nota 10, tot un caz clinic, pacientă cu varice primară, supusă în urmă cu 6 ani unei intervenții cu laser pentru boală venoasă cronică de reflux, după ablația termică, evoluția a fost una mult timp favorabilă. În ultimii 2 ani se remarcă apariția unor trase venoase dilatate care se măresc în volum după ortostatism prelungit, uneori sunt dureroase. La un examen Doppler se constată recanalizarea venii safene, adică cea care a fost inițial, să zicem, tratată, și existența unor tributare, unor colaterale dilatate varicos apărute pe fața internă a gabei. Care este conduita terapeutică în acest caz? Haideți să vedem ce ne răspunde Ana. Termenul de recurență în boala venoasă cronică rămâne încă incomplet de bine definit, în ciuda numeroaselor rapoarte care descriu modelele și cauzele prezenței venelor varicoase recurente. Mai mult, recanalizarea trunchiului safen a fost, de asemenea, documentată ca una dintre sursele majore de recurență varicoasă și este utilizată pe scară largă pentru a indica cheșecul ablației endovenoase. În cele din urmă, reapariția simptomatologiei venoase ar trebui luată în considerare pentru a ajunge la o evaluare completă a recurenței. Ratele de recurență varicoasă și a simptomatologiei post-procedură nu sunt încă suficient de clare. O a doua ablație poate fi posibilă și este recomandabilă pacienților cu recanalizare și reflux demonstrabile prin ecografie Doppler, doar dacă ei sunt simptomatici. Rata de succes a unei reintervenții de ablație endovasculară este de peste 95-98 la un an. Bun, Ana este adepta unei noi proceduri de ablație, dacă se poate, cu laser și ea crede că aceasta poate să aducă succesul intervenției până la 98%. Tomi, care este punctul tău de vedere? Deși există suficiente dovezi în favoarea repetării cu succes a ablației termice endovasculare după eșecul primeia, adică recurența simptomatologiei, recanalizarea venei safene și demonstrarea refluxului în trunchiul safen prin eografie Doppler, în cazul unei reintervenții trebuie luat în considerare terenul vascular pe care se lucrează. Studiile histologice au arătat că după ablația termică peretele venos devine mai fibros. În cazul recanalizării tardive, aspectul histologic este similar recanalizării după o tromboflebită. Există destul de multă reținere în a se reinterveni tot cu o procedură endovasculară în cazul recanalizării post-ablație termică. Unii chirurgi preferă strippingul ca soluție de avarie. Alții au raportat rezultate foarte bune după repetarea ablației cu laser, caz în care au folosit energii mai înalte. Cred că este nevoie să se adune mult mai multe date în această direcție, motiv pentru care îmi este foarte greu să ofer în acest moment o soluție clară. Da, Tomi merge mai pe conservator, așa se numește. Și crede că e dificil de lucrat din nou pe un perete venos care a fost transformat fibros după aplațiile termice. Poate că are dreptate, deși literatura spune că au fost mai multe raportări de cazuri rezolvate cu succes printr-o nouă procedură ablativă cu laser. Unii spun chiar cu alt procedeu, cu spumă, să zicem. Comentariul meu este că recanalizarea trunchiului venei safene după o procedură de ablație termică endovenoasă
raportată în circa 10% din cazuri după 12 luni, în majoritatea studiilor, astfel de raporte s-au făcut doar cu intervalul de un an de zile. Dar mai sunt și câteva așa care au mai scăpat 4-5 ani. Rezultatele sunt bune și la 5 ani. Trebuie, dar un pic mai mici, trebuie să recunoaște. Trebuie totuși de menționat că recanalizarea și redescoperirea fluxului venosafenă printr-un examen doctor venos de control nu se asociază întotdeauna și cu simptomatologia venoasă. Aceasta apare mai degrabă după câțiva ani. În concluzie, este nevoie de evaluări pe intervale mult mai mari de timp pentru o astfel de intervenție endovasculară. Dacă neovascularizația de tip vaza vasorum, vasă de nouă formație, este principala cauză de recurență varicoasă după ligatura venosafene, în cazul procedurilor endovasculare, recanalizarea este cauza majoră a recurențelor. Să nu uităm totuși că boala venoasă cronică, respectiv boala varicoasă, este în esența ei o afecțiune progresivă în timp. Un examen Doppler efectuat cu migală și perseverență înainte de a efectua o procedură de ablație endovenoasă sau chirurgicală poate reduce semnificativ, prin informațiile anatomice și funcționale oferite chirurgului, riscul de recidivă varicoasă. Să faci o intervenție chirurgicală asupra teritoriului venos fără o examinare Doppler prealabilă a venelor este de neconceput în zilele noastre. Și cu toate acestea, mulți pacienți ajung pe masa de operație fără o examinare ecodoppler venoasă prealabil. Bun. Cum putem rezolva această controversă? Apelând la ghiduri. Avem în 2022 ghidul Societății Americane de Chirurgie Vasculară și ghidul Societății Europene. Am să rog pe Dr. Jessen să facă referire la ghidul american. Vedem ce spune în cazul recurenței varicoase. For treatment of recurrent varicose veins, we suggest ligation of the saphenous stump, ambulatory phlebectomy, sclerotherapy, or endovenous thermal ablation, depending on the etiology, source, location, and extent of varicosity. For patients with varicose veins, see class C2 and persistent or recurrent symptoms after previous complete ablation of incompetent superficial truncal veins, we suggest treatment of perforating vein incompetence, if it is the origin of the symptomatic varicose tributaries. For patients with symptomatic reflux in the major superficial venous trunks and associated varicosities, undergoing initial ablation alone, we recommend that patients be followed up for 3 months to assess the need for staged phlebectomy or ultrasound-guided sclerotherapy for persistent or recurrent symptoms. Iar ghidul Societății Europene ne oferă variante, ablația termică, radiofrecvență sau laser, sau ablația chimică cu spumă. Ambele proceduri în funcție de experiență, dar și de situația clinică a pacientului. Eu vă mulțumesc pentru atenție și sper că această prezentare nu va îndepărta potențialii pacienți care își doresc o intervenție chirurgicală pentru boala varicoasă să nu se adreseze unui serviciu medical de specialitate. Până atunci și până la pregătirea următoarei teme tot din boala venoasă cronică, eu, Cezar Alexandru, colegul și colaboratorul meu, Dr. Cristian Silo și medic primar chirurg și Dr. Jessen, medic specialist de chirurgie vasculară, vă spunem, ca de obicei, până data viitoare, prețuiți-vă sănătatea! Seară frumoasă!